Bastos în centru și este gol, 1-0. 1-0, gol marcat de cine altul decât Pantelis Capetanos. A ajuns la 41 de goluri marcate în Liga 1. O parte dintre ele pentru Steaua, e adevărat. A avut mult de suferit după ce s-a transferat la CFR Cluj, a avut probleme cu accidentările Pantelis Capetanos, însă din momentul în care a fost apt 100%, grecul a devenit principalul marcator al CFR-ului. În sezonul trecut a fost golgheterul echipei.